Salutare! În clipul de azi o să vă prezint și arăt șurubelnițele Parsley Performers magnetice de impact. O denumire destul de lungă, în fine. Pachetul are 13 piese, după cum se vede, sunt magnetice, minus, plus, PZ și Torx. Nu m-am putut abține, l-am desigilat deja pentru că, na, l-am luat de mai mult timp și uitasem de el, sincer, acum. Avem suporții pentru a putea fi prins pe perete și ne scrie frumos la fiecare de unde vine. Îi vedem și pe cutie. Și aici avem două cutiuțe cu șurubelnițele propriu-zise și o cutie foarte frumoasă din carton neagră, care eu zic că e un pic cam exagerat pentru niște șurubelnițe să pui o asemenea cutie. Nu știu, e prea frumoasă, părerea mea. Zici că e de cutie de pantofi. Așa de faină e. Bun. Preferam să fi pus ceva de plastic pentru transport sau ceva de genul, dar în fine. Hai să le vedem. Cam așa apar. Avem inclusiv diblurile pentru prins suporția aia. Eu era în cutie, dar i-am pus eu aici. Și de ce ziceam că de impact, să desfac și pe asta. Să dezvoltăm puțin. Am luat una la întâmplare, asta mega mare. Ce vreau să vă arăt, să vedem. Vedeți cât sunt de magnetice, adică practic o vedeți cum sare. Cred că ar putea ridica și ceva mai greu. Hai să exagerăm puțin. Da, poftim. Ridic o tubulară de 10 mm lungă. Sunt curios dacă și cele mai mici pot face asta, dar nu cred. Da, evident. Dar nici mult nu mai are. Dar un șurub îl poate ține oricare. Da, nu pentru asta le-am luat, ci le-am luat în mod expres pentru a putea bate în ele cu ciocan. De preferat ar fi un ciocan de genul ăsta, cu plastic, nu cu metal, pentru a nu deforma și a nu lăsa urme și cu atât mai mult a preia lua puțin din șocurile de la impact, dar se poate foarte bine și bate cu un ciocan obișnuit. Acum să nu le folosiți ca daltă să spargeți știu eu ce cu ele, dar na. Fiind un produs performance, mă gândesc că sunt oarecum ceva mai calitative decât celelalte. N-am avut deloc șurubelnițe Parkside până acum, recunosc. Și să începem cu ce avem aici. PZ3, PZ2, PZ1 și reversul PH1, PH2, PH3. Dacă nu știți care e diferența între PZ-uri și PH-uri, o să o vă arăt eu chiar acum. Cele mai mari, pentru că e mai ușor de observat. Probabil vă dați seama acum. Da, mulți dintre voi o să știți, eu le-am mai zgâriat că m-am mai jucat puțin cu ele, mulți dintre voi o să știți, dar sunt și persoane, am observat, care nu sunt tocmai pricepute și o informație în plus nu le strică. O să iau imediat două șuruburi să vedeți care e diferența și între șuruburi, numai între șurubelnițe. Bun, am încercat să găsesc două șuruburi la care să se observe cât mai bine diferența de contrast, să zic așa. În dreapta avem PH-ul, iar în stânga avem PZ-ul. Acea steluță, după cum am spus, iar aici nu avem nicio steluță. Aici avem PZ-ul care, da, exact pe dimensiunea asta, după cum vedeți, și stă. Sau a stat. În mod normal, dacă pui un PH în loc de PZ, nu o să stea. Adică, vedeți? Nu stă. Și o să joace și o să fie un chin. Pe când în ăsta, după cum puteți observa, stă. Da, aici joacă foarte puțin. N-ar trebui, dar nu știu, cred probabil din șurub problema. Nu sunt prea calitative. Pe când ăsta joacă mult mai tare și nici nu o să rămână agățat.
Aici stă mai bine. În fine. Și invers, reversul CLPZ nu prea intră bine în pH. Nu știu dacă se poate observa. Mai e greu. Dar probabil știți despre ce e vorba, depășim momentul. Încă un lucru important de menționat care l-au aceste șurubelnițe este această parte unde se poate pune o cheie fixă și se poate învârti. O să vă simplific imediat și unde putem folosi lucrul ăsta. Bun, să presupunem că avem de desfăcut un șurub în cazul de față minus, așa cum îl numesc eu. Încercăm cu mâna, nu reușim sub nicio formă, nu avem nicio șansă. Încercăm cu ciocanul, batem, îl fixăm foarte bine acolo la locul lui și tot nu reușim. Ce putem face? Putem folosi o cheie. În cazul ăsta e o cheie de 10 la șurubelnița asta, SL7. Punem frumos aici și putem învârti. Adică cu mâna ținem apăsat și cu cealaltă putem învârti foarte ușor. Sau putem, după caz, dacă ne mai poate ajuta cineva și e un șurub foarte încăpățânat, el se bată ușor cu ciocanul aici sus, iar noi să încercăm să desfacem acest șurub buclucaș. Da, există situații de genul ăsta. Cu siguranță o să le folosesc. Mai există și șurubelnițele de impact, ați mai văzut-o voi pe canal. Nu știu pe unde am acum, dar o să vă pun un link în descriere. E o șurubelniță în care pur și simplu bați cu ciocanul și ții puțin forțat și faci un efect de impact. La fel pentru biți de genul ăsta, pentru șuruburi mici, pentru, mă rog, nu pentru tubulare. Cu toate că ai merge și la tubulare. Da, una peste alta, cred că am lămurit în mare parte ce e cu aceste șurubelnițe. Avem și Torx 25. Dacă avem undeva. Mi-ar fi plăcut să fie un 27 pentru că m-ar ajuta la drujbele de la stil. 25 nu prea m-a ajutat atât de tare. Dar dacă așa a fost setul, asta e. Acolo am văzut ce piese avem. Hai să vedem și în partea asta că deja le-am descos și le desfac pe aici, le pierd. Avem un SL9, SL7, SL3,5, SL5,5, SL4,5, iar aici avem cele două torxuri, T20 și T25. Așa cum am zis, sau fiecare locul lor, PZ-ul cu PH-ul și ce interesant ne și arată la fiecare ce înseamnă. Uite, iar un plus să vă dați seama aici între PZ și PH de diferențe. Fiecare la locul ei. Dacă încercăm, cred, da, dacă încercăm să le punem greșit, cele mari nu se intre la cele mici. Și o să apară ceva de genul un atelier numai bune de utilizat și folosit. Ok. Astea fiind spuse, o să le strâng înapoi. Cam aici a sfârșit acest unboxing, nu pot numi test pentru că n-am desfăcut nimic cu ele momentan. Dar poate pe viitor o să am ocazia să le folosesc. Sau în viitorul apropiat. Perfect. Ca de obicei, vă mulțumesc de vizionare. Nu uitați să vă abonați. Apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu cele mai noi postări. Nu știu. Uitați-vă și voi prin playlist-uri dacă vă interesează ceva mai mult, motoare, chestii. Vă știți. Vă salut. La revedere.